Bun venit la Farfuria Veselă și la mulți ani! Sper că ați petrecut sărbătorile așa cum v-ați dorit și sper să aveți un an bun. Dar să revin la rețeta de astăzi, o pâine simplă de casă, căci ce poate fi mai plăcut cu ninsoarea și frigul de afară decât mirosul de pâine proaspăt coaptă. Și pentru această pâine voi folosi 1 kg de făină albă, 1 kg de făină integrală de grâu, 2 pliculețe de drojdie uscată, fiecare pliculeț are 7 grame, semințe de chimen, de susan, un mix de semințe de dovleac, de in și de susan, o linguriță și jumătate de sare, 2 linguri de zahăr, cam 100 de ml de ulei de măsline, dacă nu aveți, folosiți ulei de floarea soarelui și apă călduță. Am pregătit acest vas încăpător în care voi frământa pâinea și încep prin a cerne mai întâi făina, îndepărtăm astfel eventualele impurități, dar și o aerăm foarte bine, pâinea astfel va crește și va fi pufoasă. Și nu uitați, făina trebuie ținută la temperatura camerei, de cu seară eu am pus-o în bucătărie. Nu trebuie să fie rece, pentru că atunci procesul de dospire va fi mai îndelungat. Și cern la fel și făina integrală, dar nu arunc tărâțele pe care această făină le conține. Mai mult o cern pentru a o aera foarte bine. Amestec acum cu această lingură de lemn cele două feluri de făină să se omogenizeze foarte bine. Adaug acum și sarea peste făină și o amestec bine în aceasta. Eu nu am pus foarte multă sare pentru că nu mâncăm foarte sărat și dacă pun prea multă sare, aluatul va crește mai greu. Dar dacă vreți să puneți un pic mai multă sare, o puteți face, dar nu exagerați cu sarea. Acum adaug zahărul și voi pune și drojdia uscată. Dacă aveți cumva drojdie proaspătă, atunci o amestecați cu zahărul, cu puțină apă călduță și cu făină, faceți o maia pe care o lăsați puțin să crească și apoi o adăugați peste făină. Eu folosesc drojdie uscată pentru că e mai simplu, rezistă mai mult în casă decât cea proaspătă. Amestec zahărul și drojdia în compoziție, în făină. Și voi începe să adaug apă călduță treptat. Încă nu v-am spus cantitatea de apă pe care o voi folosi, pentru că de obicei fac pâine cu ingredientele adăugate așa din ochi. Vă voi spune la final câtă apă am folosit, dar depinde mare parte și de umiditatea făinii. Și adaug treptat apă. Și amestec, după care voi frământa, bineînțeles, pâinea. Oricum, cred că la cele 2 kg de făină voi folosi cel puțin 1 litru și 200, 1 litru 300 de apă. Și am avut prima oară 700 de ml de apă în vasul acesta și l-am reumplut cu încă 700 de ml și voi vedea exact câtă
atâta apă am pus în aloftul de pâine. Și mai pun apă să încorporez toată făina. Voi pune și ulei treptat. Am luat aluatul pe masă și voi continua să-l frământ. Voi mai adăuga puțin ulei. Apă mai mi-a rămas cam 100 de mililitri din 1 litru 400. Deci am folosit 1 litru 300 de apă. Dar puneți și voi treptat, pentru că mai depinde și de umiditatea făinii. Și continui să frământ, aducând marginile către interior, încorporând astfel aer. Și mai pun puțin ulei. Și tot așa. E un pic de muncă, dar o facem cu mare dragoste și ne va ieși o pâine nemaipomenită. Am întins puțin aluatul pe masă și voi presăra semințele. Și o voi mai frământa puțin. Pun și chimen. Și o mai frământ puțin să încorporez și semințele treptat. Așa, am frământat foarte bine pâinea, cam 10 minute. O un cu puțin ulei și o pun la crescut într-un loc ferit de curenți de aer rece. Așa arată aluatul care a stat la dospit. Cam o jumătate de oră a crescut foarte repede. În bucătărie este cald pentru că am pornit cuptorul și drojdia a fost foarte bună. Voi împărți aluatul acum în 4 părți egale pentru că voi face 4 pâini. Și rostor pe masă și îl împart. Și am împărțit aluatul în 4 părți egale, a câte 847 de grame fiecare bucată. Voi face 2 pâini în tava de cozonac și întind puțin una din bucățile de aluat, după care le întind și o rulez foarte strâns. Tava de cozonac am uns-o cu puțin ulei și pun aluatul în tavă și la fel procedez și cu încă o bucată. Și le las la crescut, le mai las la dospit pentru 30 de minute, dar pe una din părți o voi pune susan. Și pe cealaltă chimen și presez puțin cu mâinile să se prindu semințele de aluat
Și le mai las la dospit cam 30 de minute pe cuptorul, pe aragaz. Și cuptorul este pornit, așa că vor crește repede. Și celelalte două pâinici le modelez aducând marginile spre interior. Le voi face rotunde. Și o pun în tavă și la fel procedez și cu cealaltă bucată de aluat. Mai întâi aduc marginile spre interior. Am uns puțin blatul de lucru cu ulei. Și îi dau o formă rotundă, strângând palmele pe interior, ca o biluță. Și la fel pun și această pâinică în tavă. Am pus cele două pâini rotunde în tavă și pe una pun semințe de susan, pe cealaltă de chimen și le las la fel la dospit pentru 30 de minute. Și cu un cuțit le putem chiar și cresta puțin deasupra. Și la fel le mai las puțin la dospit pentru 30 de minute. Și așa arată pâinicile după cele 30 de minute petrecute pe aragaz la căldură. Au mai crescut. Am pus o hârtie de copt între cele două pentru că nu vreau un cuptor să se lipească între ele. Și uitați cât de bine au crescut și cele puse în tăvile de cozonac. Le pun acum la copt pentru 45-50 de minute la 180 de grade. Și le voi scoate după ce se vor rumeni puțin deasupra și vor fi bine coapte. Și așa arată pâinea coaptă, tocmai scoasă din cuptor. Trebuie să o lăsăm să se răcorească înainte de a o putea servi și o păstrăm câteva zile în punguțe de hârtie și rămâne proaspătă și foarte, foarte bună. Și vă dați seama dacă pâinea este bine coaptă, dacă o întoarceți și o ciocăniți pe dos, sună gol. Așa arată pâinea pe care o puteți felia după ce s-a răcit, parfumată și gustoasă și este mult, mult mai bună decât cea cumpărată. Dacă preferați făina albă sau pe cea integrală, depinde de voi, eu uneori mai fac și cu făină albă, numai cu făină albă și este o pâine bună pentru sandvișuri. Dar indiferent de făina folosită, pâinea de casă este minunată la micul dejun cu puțin unt deasupra. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și sper să-mi fiți alături și în acest an ca și în cel precedent și nu uitați să vă abonați pentru că suportul vostru contează foarte mult pentru mine. Vă doresc din toată inima să fiți veseli!